Mulțumesc frumos pentru că ai venit astăzi aici în studio. Narcisa, ai tot moldoveancă. Da, la asta mă gândeam. Dar din Bacău, nu? Da. Deci, acum mi-am adus aminte, zic, băi, frate, frumoasa Alexandra e din Suceava, doamna Cecilia din Vaslui și Narcisa Lecușanu, doamnelor și domnilor, din Bacău. Acum, sportul de care este legată invitata mea este un sport care ne-a ținut de cald mulți ani și cumva încă mai fibrilează un pic la echipa de club, echipa națională, dar o să discutăm asta cum trece prin niște transformări, dar cumva față de gloria pe care acest sport și vin dintr-un oraș care 11 ani la rând domnul Constantin Lache, probabil nici nu te născusești când Universitatea Timișoara lua campionat așa, după campionat. Și nu se punea problema. Putea Bucureștiul să stea și în cap și așa mai departe. Mai era o leacă la Constanța, dar am luat-o noi pe cea mai bună de acolo. Era o fată. A, vorbiți de handbalul feminin? Eu mă gândeam că vă gândesc la băieți. Erau și băieții tare. Dar acum am aminte de cel feminin și de universitatea cu marele antrenor Constantin Lache și le-am luat cea mai bună jucătoare o tătăroaie, Nadire Ibadula. Atât era, o extremă. Ați zis bine, nu eram născut. Da. Dar ce mi-aduc aminte în acesta este că se juca, era numai afară, nici sala de sport de la Timișoara nu se făcuse. Deci se juca așa, până toamna târziu, ca să zic, pe ciment și pe zgură. Să știți că și eu am prins pe ciment și pe zgură, da? Și am avut jocuri oficiale la junioare. Au fost Târgu Neamțu, deci când jucam CSS Bacău, CSS Târgu Neamțu, am jucat afară, când jucam cu Romanul nu a avut mult timp sală, la fel, jucam la LPS pe teren afară. Acum totul e în sală, nu? Da, totul în sală, nu se mai joacă afară. Doar pregătirea fizică rămâne afară. Și ne-am mutat cu beach handball-ul afară. Da. Dar erau în Timișoara câteva locuri, așa, unde mai ieșeau și fetele, ca zic așa, măi, oameni buni, deci să vezi fete drăguțe și cu tare și tare, ce julituri aveau. Abia apăruseră niște genunchiere, așa, da, zici, da. Erau niște plapume. Da, da. Și la un moment dat, când s-a intrat în sală, era căzătura așa plonjonului pe genunchi, dacă apucai să-l faci și afară, pentru că e greu să te mai controlezi. Cumva ai nevoie să faci un plonjon dacă ești dezechilibrat și știți bine că te mai împingi acolo când ești în săritură și nu e ușor să te echilibrezi în aer. Și atunci ai nevoie de o căzătură și dacă îl făceai pe ăla pe genunchi, așa, nici cumva te trezeai un pic. Era mai suportabil. Dar era și handbalul, bineînțeles, masculin, care și în Timișoara a fost însemnat, mai ales datorită domnului Constantin Jude, mi se pare. Și am dat și noi câțiva, mi-aduc aminte acum poate de Guneș, Roland Guneș. Bine, a fost o perioadă interesantă când zicea Cristian Țopescu, echipa României intră pe teren. Grabovski, Guneș, numele, Birtalan, deci erau Gațu, care și el e de-al nostru, care se zic așa Machidon, deci foarte, Penu era în poartă, Cornel și mai erau, uite, îmi pare rău. Petre Ionescu, da, bine, domnul Cornelozela, dar la primele campionate, da. Celebru Gruie, adică Mozer, Mozer, Care
Și ce să mai zic, și de Gruia și de Stângă, da. Și mai încoace. Cert e că eu, mic fiind, am crescut cu ideea că noi am învățat lumea handball și acum suntem ciuca bătăilor. Nu, așa păi, e. Da. Pentru că noi când am luat, atunci s-a trecut de la handball în 11, să vedeți handball pe stadionul de fotbal, ăla l-ai prins? Ăla, da. Am văzut doar imagini, nu le-am prins și am avut onoarea să mă întâlnesc. Deci mâncai o mămăligă până la poarta ei. Știți ce mi-au zis fostele jucătoare de la handballul 11? Se uitau așa la mine, zice, Narcisa, zice, tu n-ai fi jucat în generațiile noastre. Și obosei. Zice, de ce? Și zice, ești foarte slabă. Fizic. Zic, da, și ce dacă zic, aș fi alergat? Da, dar să vezi cum băteau mingea da, și da, abia, știu, deci, imagine. Până ajungeau la care... Campioane mondiale și aici, da. Pe Republica, da, 61 da, da. Sau 62, nici nu mai deci, știu. Deci gândiți-vă, fraților, cum a fost sportul ăsta și la ce s-a ajuns. Deci handballul în 11, pe zgură și pe ciment. Dar una peste alta, atunci am aflat un lucru. Bine, venisem la București, începusem cu tare și după aia chiar am citit undeva. Oameni buni, să ne înțelegem, uitați-vă, are delicat, adică este o femeie, este delicată, este cu tare. Handbalul feminin, ca să știți și dumneavoastră, este declarat cel mai dur sport. Dintre toate, nu masculinul, nu rugby, nu boxul, că ăla așa e în definiție, să te pomnești. Deci, ducându-mă acolo, cochetam și eu cu o junioară, deci nu pot să vă spun ce... Te pup, hai, facem, trecem, nu știu ce. Măi, frate, într-adevăr, ce rele sunt, ce ciupituri, ce înjurături, ce scrâșnete, ce interia săracii sunt, deci, pivoții. Vai de capul lor, de-aia acum văd că s-o leacă mai înfiripați. Da, dar s-a mai adaptat, schimbat poate chiar regulamentul și cumva e mai dinamic. E mai dinamic, dar pe semicerc... Da, pe semicerc e foarte greu să-l controleze arbitrii. Aici văd colegii mei de la Federația Internațională cât de greu pot găsi linia când să dai 2 minute, că nu poți nici să ții numai cu 2 minute, când e tragerea aia de tricou, că așa tot timpul ai tricou. În mână, vrei, nu vrei, la fiecare mișcare s-ar putea să ți se agățe un deget de un tricou. Și atunci e foarte greu de decis în câteva sutimi de secundă ce faci, ce decizie iei. E 7 metri, e împins, e nu știu ce, nu știu. Și atunci doamna Cușanu este și în Federația asta internațională de handball în comunități, sau cum se cheamă, da, executiv. Este, sau... Da, executivul Federației Internaționale de Handball. Responsabilitatea? Administrativă. E absolut adică, tot ce se întâmplă la nivel mondial cu handbalul. Nu, dar am înțeles că aveți și discuții cu arbitrii sau... Bineînțeles, la toate campionatele mondiale suntem prezenți și întotdeauna se fac analize. În fiecare zi este analizată de către specialiști împreună cu arbitrii. Nu există. Ei se pregătesc la fel cum se pregătesc jucătorii, pentru că și ei vor să fie cei mai buni și cumva... avem foarte multe discuții, arbitrii sunt singurii, să zic, neprofesioniști, dar profesioniști pe teren, pentru că trebuie să fie pregătiți, pregătirea fizică trebuie să fie una foarte bună, dar ne referim că nu sunt salarizați, da? Adică așa cum sunt sportivii. Asta? Nu, arbitrii nu trăiesc din au asta, despre asta vorbeam. Exact, da. Și este foarte greu să le îmbin pe amândouă, mai ales că dacă ai un job, nu știu, ești pe, și mulți sunt și pe la bănci și e greu să-ți obții liberul, să te pregătești, pentru că nu este ușor să-ți menții forma fizică și să vii să fluie de meciuri zilnic, da, la campionate mondiale și cumva performanța ta să fie una foarte bună. Deci fără pregătire nu se poate asta și despre asta vorbeam. Și ei alocă foarte mult timp pentru a fi buni și nu e ușor, nu e ușor și sunt prezentă la toate aceste meeting-uri ale lor și mă uit că și în momentele în care dau pe slow motion și repetă faza și nu știu și ce e acum, ce dăm. E bună decizia care s-a luat în teren și zic, ceva trebuie să iei. Vreodată problema să ajungă și în handball un fel de var de
monitor să vadă o fază? Avem videoproof, există, da, bineînțeles, numai la mondiale, a fost la băieți, acum și la fete, deci cumva ce-mi place foarte mult, că se menține linia, atât ce se aplică la băieți, se aplică și la fete. A fost primul mondial de, cu 32 de echipe, anul acesta, în ianuarie 2021, în Egipt. Mondialul de fete, care va urma imediat în decembrie, la fel va avea în componență 32 de echipe, deci cumva dorim să menținem linia. Și se introduce această supraviețuire. Da, avem videoproof, exact, și el poate fi cerut numai de arbitrii, nu pot fi această probă. Nu poate atenționa, vezi că ai luat o decizie aiurea. Nu. Mai ales la a treia eliminare sau ar însemna să, da, dar nu, sunt momentele cheie și numai arbitrii au această decizie de a merge și oficiale de la masa tehnică, pentru că e nevoie să acoperi cele două bănci și de obicei ești mai mult orientat către joc și s-ar putea ca banca la care... La fotbal e totuși un colectiv de arbitri care pot să întoarcă, îl cheamă să vadă, dar de obicei vede toată lumea ce a fost acolo. Dar e mult mai clar la fotbal și fazele clare, fazele de fapt clare sunt mult mai rare, am vrut să spun, față de handbal. Ar trebui să întrerup foarte mult și un meci. Nu, mă refer la câteva din astea 29-29 la 5 secunde să mai întâmplă acolo, nu știu, o tușă, poate un semicerc într-o adică câteva lucruri de care depinde meciul sau trofeul. O chestie foarte concretă a fost mondialul din 2019 din Japonia. Spania-Olanda egal și este regula celor 30 de secunde unde ca și nu ai voie să oprești cu orice preț, așa cum se oprea înainte, dădea cu tine de pământ, faul, nicio problemă, două minute sau roșu, nu conta, dar nu luai gol. Acum, dacă faci acest faul intenționat și seamănă a ruibi, să zic, 7 metri cu raport, cu, mă rog, cartonaș albastru și așa mai departe. Această situație s-a întâmplat în 2019, în finală, unde portarul Tess a vrut să pună mingea pentru a mai avea un contraatac, pentru că mai erau, nu știu, câteva secunde și o spanioloică a tot sărit să obstrucționeze și cumva a intrat cu brațele puțin în semice și atunci 7 metri cu 2 minute, deci n-ai lăsat să repună mingea pentru a se juca. Ei, și atunci au fost la fel foarte mari discuții și noi am zis, dacă am fi avut videoproof-ul, am fi putut spune dacă brațele jucătoarei spanioloice au fost în semicerc. Dar și atunci, picioarele contează? Nu, și brațele în momentul ăla. Deci sunt chestii de finețe, cine știe. Păi așa cum sancționează apărarea că a călcat semicercul? Păi, da, în momentul în care sar tu automat aterizezi în față, nu poți să nu sari în spate. Deci biomecanica te-ar fi dus... Păi da, biomecanica, eu sunt mai atrag da, cu cava. Știu, da. Problema e când a blocat mingea, când era cu picioarele în aer... Păi, asta, dar nu poți vedea decât dacă ai avea un VAR, nu? Da, și, da, da. Și atunci, în meciul ăla, s-a luat o decizie. Deci, arbitrele au fost cele două Bunaventura, surorile Bunaventura din Franța și au decis că ele au văzut asta și s-a luat decizia. Ai simțit, da, mă rog, pe pielea ta că e un sport dur? Da, sau da, prin da, natura da. Postului tău nu era atât. Nu-i că luai, nu-i că ajungeai în clinciuri, așa cum am zis mai devreme, cumva noi fetele, neavând puterea băieților, a șuturilor de la foarte mare distanță, te ridici și apropo o gruia sau stângă sau birtalan și așa mai departe, bărbații cu mari puteri. Da. Să știți că dacă ne uităm și la jocul Norvegiei, e întâi o construcție, n-ați o ție de mie nu, și zic, după aia atac de poartă. Neagu dar... are ceva putere da, Cristina, în aruncare de la depărtare. Am avut și eu, dar sunt excepții și mă ajută și fizicul și sărătura, așa cum ajută și pe Cristina, adică brațul și așa. Adică cât atingeai? Păi săream destul de tare. Doi și adică cu siguranță. Și cu vârful, eram mâine, cu... mereu deasupra apărării. Atunci când eram sănătoasă, că spre final de carieră m-au cam lăsat genunchii cu operații. Păi au cedat. Da, nu, prima dată mi-a cedat umărul, dar nu m-a supărat atât de tare că m-a umărul mi-a cedat. Aruncării? Da, 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 brațul deci de aruncare. Deci începe un șoc acolo, nu? Da, 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 se subțiază ligamentele, nu e o mișcare firească și automat și pe urmă, se șubreje, se zește. Aterizarea gleznele, aterizarea gleznele, da,
frumoase, șocul. Cu astea ne-am obișnuit, dar la da? Un moment, spatele, genunchiul, dar și cum e, performanța cred că e grea peste tot, nu mă plâng, chiar a fost frumos, am ales să fac astea și cumva, din punctul meu de vedere, handbalul, sportul mi-a arătat lumea, mi-a deschis uși. Cum s-a întâmplat? La ce clasă erai sau cum? Cum am ajuns la handbal? Păi eu, așa cum ziceați, vin din Bacău, Știința Bacău era o echipă mare la vremea aia, fetele la fel câștigau trofee. Am început handbal la școala generală numărul 1 cu profesorul Cornel Ciocoiu, tatăl lui Cristi Ciocoiu, fotbalistul. Motociclistul. Da, și domnul profesor avea o pasiune mare pentru handbal, nu știu dacă a jucat, uite, nu l-am întrebat niciodată, dar noi la ora de educație fizică făceam handbal și cumva la un moment dat mi-a zis Narcisa, zice... Câți ani aveai? Păi, undeva prin clasa 4-a, încă mai eram la doamna învățătoare când m-a luat așa la început. Hai, nu rămâi și tu cu noi, hai să te joci. Da, așa. Și după aia, undeva în clasa 5-a, 10 ani... Erai deja înăltuță? Eram înăltuță, da, eram înăltuță. Slabă ca un oliv, așa lui papa. Slăbuță și... calități fizice aveam. Doar că trebuiau cizelate, că eram puțin necoordonată, să zic așa, cum sunt oamenii înalți. Îndemânare mai puțin, dar aruncam tare și eu aruncam tare. Și am ajuns la Clubul Sportiv Școlar Bacău, la domnul profesor Cucuie Eugen. Dumnezeu să odihnească, că nu mai e printre noi. Și un om foarte pasionat și foarte muncitor și... M-am integrat destul de ușor și uite așa, un cantonament, încă unul. Am ajuns la tabăra organizată de Federația Română de Handbal la primul cantonament. Vezi, Doamne, speranțele handbalului că o să mergem la echipa națională și era, cum să zic, o poartă deschisă către lumea mare, pentru că mi-aduc aminte că Federația Română de Handbal ne-a făcut și primul pașaport și cumva ne pregăteam, au apărut campionatele europene și în 95 am ieșit campioane mondiale cu generația noastră și a fost foarte frumos, pentru că nu cred că am fi ieșit altfel din țară, noi, la acea vreme, nu știu. Asta este ceea ce simt eu și astăzi și cred că sunt recunoscătoare antrenorului, pentru că a fost unul din oamenii care efectiv a tras de mine, că am avut momente când am zis nu mai vreau, nu mai pot, nu vreau tricou cu numărul 10, dacă nu mi-l da, apropo, doamna ales 10 și eu aș fi ales tot 10, așa, după care am terminat cu 99 și 99 are o poveste frumoasă. E frumos, nu știu. Care an ți-a plăcut cel mai mult, în afară de campionatul mondial? Și în ce loc? La ce echipă? La națională? La echipă de club? Unde? În România? În străinătate? Toate au avut etape frumoase, pentru că simt că peste tot unde am fost, și în Macedonia, și în Germania, și în Danemarca, peste tot unde am fost, am învățat lucruri. Și am învățat lucruri frumoase și cumva, astăzi, gândindu-mă așa în urmă, am început să-mi dau seama că, de fapt, am un mix de cultură în mintea mea. Diferite abordări. Încerc la fel cu copii, am doi copii, da, Maria și Justin. Bravo, sister. Da, mulțumesc. Și la fel mi-a plăcut, de exemplu, foarte mult educația daneză, un pic mai liberă, nu, acum nu, ei să nu exagerăm, da, specialiști în fericire, nu știu, e un concept al lor, viața e, trebuie să o trăim așa, fără să o punem nimic la inimă. E o populație cu cel mai mic stres și cu cea mai mică grijă. Exact, deci ei m-au șocat de foarte multe ori. Eu eram din aia să câștigăm, să nu știu ce. Stai, dragă, ce, mai avem meciul și mâine? Și ok. Dar eu aveam, nu știu de ce m-am canalizat atât de tare, mic, copil mic fiind, eu vreau să fiu campioana Germaniei, vreau să fiu ok. Și am ajuns și la Luțelin de mamă, că doi ce mai să nu știu, bun, și acum următoarea etapă. Cam viață, așa, cred că fiecare acasă își spun. Dar cum e asta la aba? Că înțeleg sau într-o echipă românească jet pe jet. Dar pentru mine nu e comic, dar e puțin intrigant. Așa când mă uit la handbal și băieții fete, antrenorii în general vorbesc o engleză și presupunem că toți aia de toate națiile înțeleg, ori vorbește ungurește sau spaniolă sau eu știu ce rusă și jucătoarele alea care stau poate câte un an, chiar și la CSM. Narcisa, go to da, pas nu, eu, da. Ce sunt? Sau așa cumva
Dacă mai aș... mult vă împinge un pic și restul la antrenament. Adrenalina te face să uiți multe scheme și de multe. De acord, dar ele sunt exersate, dar în momentul în care eu personal și nu condam pe nimeni, fiecare decide, eu dacă câte ar fi nații putut să decid. În Danemarca la echipă? Multe. Și în ce limbă vă vorbeați? Daneză. Daneză. Din ziua în care ajungeam, am ajuns în Danemarca, imediat am fost eu și o franțuzoaică, Nogele Miaro, care astăzi este președinta Ligii Profesioniste în Franța. Deci amândouă am mers la să învățăm limba daneză. Deci din prima zi, asta e școala, de dimineață, 5 ore mergeam la școală, la Herning, da? La ICA, asta am ajuns prima dată în Danemarca. Și zilnic mergeam la școală, după amiaza antrenamentele. Deci nu am lipsit niciodată. Și în Germania? În Germania, știam germană de acasă, dar nu așa cum se vorbea. Și în Germania am fost cam două luni de zile. De acasă, de la școală. Am făcut germană la școală. Da? Da, 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 da. Și mi-a plăcut, că mi-a plăcut profesoara, Dumnezeu să odihnească, am zis că nu mai e. În Bacău, Sprache Deutsch? Da, da, ich spreche Deutsch. Da. Da, da. Și când am ajuns la Dortmund, și acolo am fost... Și în Macedonia? În Macedonia am învățat macedonă, la fel, și vorbește și sârbește. Bine, se aseamănă cele două limbi, dar sunt totuși diferite, exact cum sunt scandinavii. Ei se înțeleg foarte bine, dar diferă. Adică poți să-ți dai seama că vorbește un norvegian, eu ca și auslander străin, nu înțeleg tot, dar daneza o înțeleg, da, pentru că am învățat-o. E, pentru mine era o diferență și nu era ușor să o înțeleg, dar pentru ei, când îi auzi cât de ușor vorbesc, păi și vă înțelegi, da, deci ei se înțeleg. Ceva de genul ăsta e și cu macedona și sârba. Dar am învățat-o cu prietenii. Acolo, la Federația asta internațională, deci, cumva, obiectul vostru al muncii e handbalul internațional, da, nu? Mondial. Da, 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 mondial. Absolut tot ce ține. Acum vine campionatul mondial, nu? Da, da, da. În Spania e campionatul mondial. Nu vreau să... Nu, vreau să mă uitați la meciuri, că... Eu mă uit, nu, mă uit. Nu, o să fie frumos. Da, da. E o provocare. Cumva la băieți mi-e clar de la început ce se întâmplă și până unde putem să ajungem cu echipa națională.